Salut, sunt Alexandra, iar acestea sunt cele mai noi și mai interesante evenimente culturale. La Cotocafe Teatru de la ora 19 puteți urmări piesa Șoț sau Comedia Relațiilor. Spectacolul cuprinde 6 piese scurte concepute special pentru a se juca într-un bar, într-o atmosferă relaxată, în care oamenii au parte la diverse discuții. Regizorul Andreea Bibiri propune o montare care vorbește despre relații, despre diversitatea acestora, despre multiplele personaje în care un bărbat sau o femeie se pot transforma voit sau forțat de-a lungul vieții. Nebraska, Nebraska Jones, she'll have your nose, just so you know. În sala Horia Lovinescu a Teatrului Notara puteți urmări de la ora 19 piesa Soțul Păcălit. George Dandin regretă decizia de a se fi căsătorit cu o femeie dintr-o clasă socială superioară și încearcă să le demonstreze părinților acesteia că doamna lui nu este credincioasă. Însă fiecare încercare de a o prinde asupra faptului eșuează și George se face de râs de fiecare dată în fața tuturor, ba chiar este găsit el însuși vinovat de diverse păcate. La Teatrul Național București, în sala mică, puteți urmări de la ora 20, ziua în care nu se cumpără nimic. Producția spune povestea unor tineri care luptă pentru o lume mai bună și care au nevoie să fie ascultați. Actorii sunt atât personajele, cât și naratorii vieții personajelor. Spectacolul explorează limitele și motivațiile implicării tinerilor, văzuți într-un univers mereu proiectat, schematizat, redus la esență, o materializare a distanței pe care personajele par să o simtă față de acțiunile lor. Nu suntem prizonieri! Acestea au fost recomandările culturale pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Distracție plăcută!